Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu, copreședintele PNL, filiala județeană Suceava, a venit în urmă cu aproximativ o lună de zile cu propunerea ca Suceava să candideze la titlul de Capitală Culturală Europeană. Însă, deși mulți dintre reprezentanții municipiului au declarat că vor susține acest proiect, în cele din urmă s-au arătat total dezinteresați. Am avut discuții cu domnul primar Ioan Lungu privitor la proiectul Suceava Capitală Culturală Europeană. Inițial, domnia sa, chiar dacă prin gesturi non-verbale sau prin ticuri politice și un limbaj specific celor care nu vor să facă nimic, mi-a transmis că e de acord cu acest proiect. În realitate, s-a dovedit că nu e de acord cu acest proiect. I-am explicat domnului primar Ioan Lungu care sunt beneficiile implementării unui astfel de proiect la nivelul municipiului Suceava și extinderea lui la întreg județul Suceava în colaborare cu Bucovina de Nord, cu Cernăuțul. A înțeles, sau cel puțin așa am crezut că a înțeles. Urma să ne întâlnim și să discutăm lucruri tehnice, să punem la punct o strategie prin care să ducem la bună îndeplinire depunerea până pe 10 octombrie acestui dosar. Însă pe parcurs, domnia sa a alunecat. Deputatul Băișanu a mai subliniat în cadrul unei conferințe de presă că acest titlu poate fi accesat doar după ce proiectul va trece de hotărârea consilierilor, acesta fiind motivul pentru care copreședintele PNL Suceava a menționat că nu este o chestiune politică, la mijloc fiind interesul fiecărui cetățean în parte. E o perversiune politică și de comunicare. Cum poți spune tu, primar al municipiului Suceava, după 3 mandate, că nu poți duce la bună îndeplinire depunerea unui proiect, nu realizarea sa până la final, până în 2021, că nu ai o strategie culturală pe termen de 10 ani. Întrebarea mea e la ceea ce a declarat domnia sa, atunci ce ai făcut, domnule primar Ioan Lungu, timp de 12 ani, dacă tu nici măcar o previziune, un proiect cultural nu-l ai? Și doi la mână, Uniunea Europeană a venit cu această idee, Capitală Culturală Europeană, tocmai pentru a împinge orașe din România să creeze un proiect cultural și nu numai, pentru că veți vedea că nu numai la cultură se rezumă acest proiect, pe termen de 5, 6, 7, 10 ani. Deci tocmai asta trebuie să facă, dacă primarul Ioan Lungu a dormit și n-a făcut nimic în primăria Suceava pe tema asta, tocmai acum are ocazia să o facă. Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu, copreședintele filialei județene a PNL Suceava, a mai adăugat că săptămâna trecută a purtat discuții cu colegii săi de partid, cerându-le un vot de încredere în ceea ce privește proiectul Suceava Capitală Culturală Europeană. Am încercat să le explic că e important. Astăzi le voi trimite tuturor consilierilor, indiferent de partidul din care fac parte, un draft al acestui proiect, ce înseamnă, ce implică, ce trebuie să facă unii, ce trebuie să facă alții ca acest proiect să poată ajunge până pe data de 10 octombrie depus. Și de ce trebuie să voteze cu da în cadrul Consiliului Local. Îmi doresc din tot sufletul ca domnul Ioan Balan să înțeleagă și el și alții care gândesc în același fel, că acest proiect Suceava Capitală Culturală Europeană nu este proiectul lui Alexandru Băișanu. Nu l-am inventat eu, n-am fost singurul cetățean acestui municipiu care a vorbit despre el, au fost înainte mulți, mulți alții care au făcut-o, oameni de cultură importanți, serioși, oameni care trăiesc în diaspora și văd capacitatea și puterea acestei zone, și posibilitatea ei de implicare și de câștigare a acestui proces,
Și îi spun și domnului Ioan Balan și altora ca el că acest proiect este mai presus de orice orgoliu politic. Că acest proiect nu poate fi împiedicat de dorințele minore, singulare a unuia sau unui grup de interese din administrația suceveană. Deputatul sucevean a declarat că în cursul zilei de luni, 20 iulie, le va trimite tuturor consilierilor, indiferent de culoarea politică, un draft al proiectului, astfel încât el să poată fi depus până la data limită, 10 octombrie 2015. Băișanu îi invită pe toți reprezentanții instituțiilor sucevene să fie inițiatorii proiectului Suceava, capitală culturală europeană, să-l susțină astfel încât Suceava să iasă din starea în care se află de 12 ani de zile, aceasta fiind marea sa șansă de dezvoltare. Mă uit la alte 12 orașe din România care se zbat de 2-3 ani să depună un astfel de proiect. Acolo, în celelalte orașe capitale de județ, la Iași, la Timișoara, la Cluj, la Alba Iulia, la Brăila, la 12 la număr, atunci când cineva a venit cu această idee, toate forțele politice s-au pus spate în spate pentru că au înțeles că e singura șansă și soluție de primenirea unui oraș, de a aduce civilizația într-o cetate urbană, la cel mai înalt grad. La Iași, primar PSD, liberale au votat pentru. La Timișoara, primar PNL, majoritate PNL, PSD-ul a votat pentru și liberale, evident. La Craiova, PSD, s-a întâmplat. La Alba Iulia și așa mai departe. Deci 12 municipii cu primari, cu consilieri locali, cu oameni de cultură, se zbat să depună proiectul, să obțină o astfel de nominalizare, iar la Suceava o mână de oameni cu un aparat de propagandă deosebit de interesant vor să ducă în derizoriu un proiect de importanță majoră.